După Crăciun, tone de brazi ajung la stația de sortare și tocare din Galați. Acolo aceștia se transformă în îngrășământ natural sau compost care este cumpărat de agricultorii din zonă. Același lucru se întâmplă și la Arad. Deși acțiunea este la început, autoritățile estimează că 30 de tone de brazi de Crăciun vor deveni îngrășământ natural. La Galați, brazii de Crăciun sunt pregătiți să aibă o nouă formă. Aceștia sunt strânși și duși la stația de stocare și compostare, acolo unde sunt transformați în îngrășământ natural. Colectează brazii de la punctele gospodărești. Aceștia sunt aduși la stația de sortare și compostare. Sunt tocați până în momentul de față, avem aproximativ 5 tone. Din estimările noastre, până după Sfântul Ion, ar trebui să avem în jur de 30 de tone. Durează însă luni bune până când brazii inițial tocați sunt transformați în compost, care va fi folosit la spațiile verzi din oraș, dar și cumpărat de agricultori. Flux tehnologic, în stația noastră brazii se toacă, se așează în brazde, se udă săptămânal, se întorc și după aproximativ 3 luni de zile sunt cernuți și rezultă compostul. Avem deja de vreo 3 ani de zile în care populația, deci persoanele fizice, vin și cumpără în cantități din ce în ce mai mari. Prețul unei tone de compost din brazi ajunge la 179 de lei și oricine poate să vină să-l cumpere. Ca să scape de brazii aruncați aiurea pe domeniul public, primăria din Arad a cerut oamenilor să arunce brazii în locuri special amenajate. Uitați-vă unde au ajuns brazii. Știu. Am văzut, ba da. E mare păcat, dar obiceiurile... Greu le schimbă omul. La gunoi. Cum ajung în fiecare an. Asta este distrugerea naturii. Ia arunc aiurea, nu? Cum? M-a înțăpat aiurea. De 200 și de lei popom și arunc la gunoi. În anii trecuți, brazii de Crăciun ajungeau fie la ghiena de gunoi, fie erau abandonați pe domeniul public. Astfel, primăria a stabilit puncte și anumite zone de colectare a brazilor. Am propus ca zona de blocuri să-i ducă și să-i lase în perimetru tomberoanelor, iar marțea și joia. Și de acolo îi ridicăm noi. Sute de brazi adunați din oraș și ajung la stația de sortare. Acolo aceștia sunt tocați și transformați în îngrășământ natural. Avem 5 tuneluri, 28 de zile stau în acele tuneluri în condiții de temperatură și umiditate controlată. Încă 56 de zile pe platformă la maturare, după care o să vedem afară produsul final, care poate fi de diverse calități, funcție de ce primim și noi de la populație. Așa că primăvara, brazii atât de frumos împodobiți de Crăciun vor fi refolosiți fie în agricultură, fie în amenajări de grădini.